După mai bine de 5 ani de la începerea construcțiilor, Hala la Minor a fost reabilitată. În ciuda renovărilor, clădirea, proiectată de arhitectul Horia Creangă, nepotul scriitorului Ion Creangă, și-a păstrat farmecul. Mai mult, odată dat în folosință, imobilul va fi un motor important de creștere economică, susține primarul sectorului 5, Robert Negoiță. Ultima construcție din ansamblul industrial Malaxa 1938, Hala la Minor, una dintre cele mai mari hale industriale din țară, a fost renovată. Lucrările de restaurare, consolidare, amenajare interioară și exterioară a halei au început în anul 2017. Primarul sectorului 5, Robert Negoiță, susține că hala va fi un motor economic important care va ajuta la mărirea pensiilor și salariilor. Cultură, evenimente, până în zona economică, inclusiv în afară de primărie, chiar și birouri. Apropo de discuția pe care ați avut-o până acum, păi ca să putem crește pensiile și salariile, avem nevoie de motoare de creștere economică. Acest spațiu va deveni un motor de creștere economică, astfel încât să putem să creștem pensiile și salariile într-un mod sănătos, într-un mod sustenabil, nu pe credit, ci pe producție. Prezent la evenimentul de deschidere a fost și președintele PSD, Marcel Ciolacu, care a salutat inițiativa. Ne arată cât de ambițios este proiectul. Îl felicit pe domnul primar. Îmi cer scuze dacă deranjez pe cineva, dar astfel de proiecte ambițioase eu nu am văzut decât în două sectoare, în sectorul 3 și în sectorul 4. Imobilul a fost proiectat de cunoscutul arhitect Horia Creangă, nepotul celebrului scriitor român Ion Creangă. În ciuda renovărilor, clădirea și-a păstrat farmecul, și asta pentru că în procesul de reabilitare s-a păstrat structura metalică originală și s-au introdus elemente noi.